Sosit și părintele Bisarion Alexa, să rămână părinte și bine ați venit. În această dimineață vom vorbi despre iertarea păcatelor. Ce ar trebui să înțelegem prin iertarea păcatelor, părinte? Acum să știți că de curând în viața românilor au intrat psihologii. Și da, nu are chiar o tradiție în sensul ăsta poporul român, dar până să apară psihologii și coacherii, românii au avut preotul, duhovnicul. Corect. Sănătatea psihică și sufletească, spirituală a românului s-a păstrat prin spovedanie, prin prezența în biserică, erau lucruri care făceau tare bine românului și cine nu-și aduce sau aminte sau cine nu e nostalgic după țăranul un pic idilic, așa făcut de noi, nu mai există țăranul acela, dar stabil psihic, nesuferind de depresie, fără anxietăți, fără probleme majore din punct de vedere psihic, nu mai zic de nevoia de un tratament sau de psihiatru. S-a pierdut acea atmosferă de demult, poate și pentru faptul că românii se spovedesc, dar nu mai fac lucrul acesta așa, temeinic și... Din suflet. Nu neapărat din suflet, poate cât să aibă o anumită periodicitate, știți? Măcar la 2-3 săptămâni, iată, la psiholog te duci în fiecare săptămână, nu? Dar la preot ar fi normal, frumos, firesc și de ajutor pentru sufletul tău, măcar o dată pe lună să deschizi ușa duhovnicului tău și să te spovedești. Și să îți ierte păcatele? Păi cum e cu iertatul? Când te duci la duhovnic, practic spui ce ai pe suflet, ce ai făcut rău, cum ce ai făcut și bun. Da. Cum e cu iertatul păcatelor? Pentru că lumea de astăzi se sperie de momentul acesta, spunând că e greu să trăiești în vinovăție. Mereu să te învinovățești pentru tot ce faci. Nici eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta. Nu e necesar să te învinovățești pentru fiecare lucru pe care îl faci, pentru că științele psihii moderne spun că o stare constantă de vinovăție afectează profund omul. Iată, o discuție cu un duhovnic te poate ajuta, tocmai ca să nu ajungi în depresie, să ajungi pe la un psiholog. Da, corect? Dar te ajută duhovnicul mai mult să nu trăiești cu starea de vinovăție. Mulți dintre noi avem o stare de vinovăție indusă. Ni se spune poate de mici, de către părinți, ești vinovat. Ți se spune la școală, ești vinovat. Ți se spune pe stradă, ești vinovat. Suferim la un moment dat de o acută senzație de vinovăție. Ori în spovedanie nu există vinovăție, să știți. Când vii să te spovedești, nu vii pentru că te simți vinovat, ci vii pentru că ai realizat că fără Dumnezeu nu se poate. Iertarea păcatelor, am vorbit și noi ieri cu oamenii simpli, da, oamenii care treceau pe stradă. Haideți să vedem ce părere au ei despre păcate, dar și despre iertarea lor. Da, interesant. Ne întoarcem și comentăm. Ce ar trebui să facem noi ca oameni, ca Dumnezeu să ne ierte mai mult din păcate? Să iertăm și noi la rândul nostru. Să mergem mai mult la biserică, să ne pocăim, chestii evlavioase. Să le spunem așa. Ce ar trebui să fac? Fiu mai sfânt puțin, să cred în Dumnezeu, să mă rog. Să fim mai buni cu Dumnezeu, să mergem la biserici, să fim credincioși, pentru că lumea s-a răit. Lumea este răită, unii pe alții, datorită că ăla are, ăla n-are. Deci să fim puțin mai credincioși, să mergem la biserică. Că biserica, de ce când te lovești sau când ești bolnav, zici, Doamne ajută-mă să pot să mă fac bine. Lumea nu mai crede acum, nu mai sunt credincioși așa. În primul rând, cine zice porunci, în al doilea rând, să ne forțăm, dacă e nevoie, să fim mai buni, mai blajini, să ajutăm pe cei de lângă noi. Dacă nu, să ne băgăm în seamă, să nu facem bârfă, ca bârfi înseamnă judeca, ci doar acolo sus, o singură persoană. Eu îi spun creatorul, judec.
O să comentăm imediat după pauză ce au spus și oamenii. Și tot după pauză o să vreau să aflu de la dumneavoastră, părinte, dacă mergem la biserică și dacă facem fapte bune, ni se vor ierta păcatele, pentru că asta este o concepție bună, greșită, ne spuneți după pauză. Părinte, oamenii cred că orice ar face, la un moment dat, păcatele lor le sunt iertate. Există 5 concepții greșite despre iertarea păcatelor și aș vrea să începem cu prima dintre ele. Dar aș vrea să aflăm și ce părere are, părintele, despre ceea ce au spus oamenii înainte de pauză, materialul pe care l-au făcut colegii. Pe limba fiecăruia, așa, cu mici probleme de dicționar teologic, lucrurile sunt corecte ce spun oamenii. Adică, evlavioase. Deci credința undeva nu s-a pierdut, e acolo în suflet. Sigur. Și oamenii au frică de Dumnezeu. Tânărul respectiv, sigur, nu deține tot dicționarul bisericesc, dar a zis foarte frumos și mi-a plăcut treaba asta, că a sintetizat foarte frumos lucrul acesta. Trebuie să faci chestii evlavioase ca să intri într-o relație cu Dumnezeu. Ceea ce mi se pare absolut corect. Legat de ceea ce au zis oamenii, și prima concepție se leagă foarte bine. Nu suntem iertați prin fapte bune. Multă lume are impresia că la judecata de pe urmă va avea loc o punere în balanță a faptelor bune pe de-o parte și a faptelor rele pe de-altă parte. Și în această superstiție populară, lumea își imaginează că dacă faptele bune vor fi mai multe decât faptele rele, atunci vei trece de judecată și vei intra în rai. Eu zic că o spală pe alta, cum s-ar zice. Eu zic că este bine, numai că, nu, cum să vă zic, că faptele rele le facem din neștiință, din greșeală, din prostie, din, nu știu, din grabă, din uitare. Și atunci, bineînțeles, cu cât te știi mai păcătos, cu atât bine ar fi să încerci să pui acolo într-o contrabalanță, să zic, faptele bune. Pentru noi ortodoxi, faptele bune, milostenia, contează foarte mult, să știți. De aceea un om care se dă credincios sau evlavios și aproape de Dumnezeu și care nu face milostenie, fapte bune, de iertare, de dăruire, de grijă, atunci evlavia lui, credința lui este doar declarativă și nu una concretă. Și totuși, părinte, oricât de multe fapte rele am face, făcând câteva fapte bune după acestea rele, Dumnezeu ne iartă complet de trecut? Păi nu știu dacă se pun lucrurile în felul acesta. Adică cine știe numărul faptelor rele și cine știe numărul faptelor celor bune. Și atunci e sigur că să ne străduim să facem cât mai puțin rău. Cât mai puțin rău celor din jurul nostru. Mă uit, românii s-au înrăit foarte dar tare. Dar nimeni nu e fără de păcat. Păi nu e, de aceea avem spovedania. Știți, spovedania este ca dușul. Poți să păcătești cu gândul. Faci duș, dar asta nu înseamnă că nu te mai murdărești. Iar te întorci și faci duș. Sfântul Ioan Gură de Aur tare frumos spune: ai greșit, ai păcătuit, intră în biserică și te spovedește. Când ai preotul tău personal, duhovnicul tău, sigur că nu e greu să faci lucrul acesta, să-l suni: părinte, vreau să vin să mă descarc puțin de relele făcute. Și preotul, fiind al tău, te așteaptă, te spovedești și se ușurează sufletul. Și apoi să știți că chiar psihologia a împrumutat din spovedanie terapia dialogului, terapia conversațională, care face foarte bine sufletului. Deci în spovedanie, pe lângă faptul că ești iertat de păcate, mai ai și discuția aceasta cu părintele sub umbrirea Duhului Sfânt, care te ajută foarte mult să stăpânești răul din tine. N-ați văzut câte răutate în România asta? Nu din se păcate. Mai satură săracii români, din se învrăjbesc teribil unii pe alții. Parcă n-ar avea posibilitatea asta într-o lume democratică, putem vota. Da, de ce să țipi? Să nu intrăm de ce în să strigi, politică. De ce aș vrea să trecem și la următoarea concepție. Da. Nu suntem iertați prin ignorarea păcatului. Iertarea de care avem parte nu este o ignorare sau o uitare din partea lui Dumnezeu. Noi când iertăm pe alți oameni care ne fac ceva rău, încercăm să iertăm prin a uita sau nu băga în seamă ceea ce au făcut rău față de noi. Dacă cineva ne face un rău, ați fi indiferent, nu înseamnă că l-a iertat. Să-i spui: nu mă mai interesează, sau lasă că o să-l bată Dumnezeu. Nu mă pun eu cu el, îl bate Dumnezeu. Este o concepție greșită, că Hristos spune lucrul acesta: dacă nu vă veți iubi până și vrăjmașii voștri. Adică nu e vorba doar de o indiferență, nu-mi pasă ce mi-ai făcut. E vorba de o iubire, mă rog pentru el, încerc să păstrez un dialog cu el permanent. Românul are o vorbă tare frumoasă: să lași loc de bună ziua. Sau dacă cineva ți-a făcut un rău, bine să-i întorci și celălalt obraz, dacă ți-a dat o palmă. Da, adică să-i răspunzi cu bunătate, cam ăsta este îndemnul. Hristos tot asta spune, zice: dacă cineva te blesteamă, tu binecuvântează-l. Dacă cineva te împinge, te bate, tu îmbrățișează-l. Adică
în niciun caz cu răutatea nu o să scoți răutatea din om, dar cu bunătatea, sigur, ai mare șanse să... Rugăciunea Tatăl nostru, precum iertăm și noi greșiților noștri, să obținem iertare. Da. Mai e o chestiune, că spune Părintele Nicolae Steinhardt, a fi creștin nu înseamnă să fii tâmpit. Adică e simplu, nu înseamnă că să te ia toată lumea de prost și să șteargă toată lumea cu tine pe jos. Corect. Nu înseamnă lucrul acesta. Aici intervine răzbunarea, părinte. Ori de câte ori ni se face cât un rău, simțim nevoia să ne răzbunăm. Păi să nu te duci să te răzbun, dar să fii ferm în fața omului respectiv, să-i arăți că a greșit. Să fii demn până la urmă, demn. Nu? Dar de vorba în popor, să nu uităm că Dumnezeu e sus și vede. Pe asta n-aș vrea să ajungem, la treaba asta. E un blestem ăsta. Adică doar nu-ți dorești ca cel de lângă tine care ți-a făcut un oarecare rău să-i se rupă picioarele sau să... Nu fac rău când primesc un rău, tocmai pentru că... O să facă Dumnezeu rău omului respectiv. O să facă Dumnezeu dreptate. Nu. Nu, nu. Noi ne rugăm ca Dumnezeu să aibă grijă de omul acela și să-i îndrepte inima. Nu să-i dea cancer sau să-i rupă picioarele. Doamne ferește, păi asta. Doamne ferește. Nu, lasă că Dumnezeu să-i facă... O să facă dreptate. Și ce o să-i facă? Să-l omoare sau ce? Ca să satisfacă ție sânta de răzbunare. Spune că Dumnezeu îți dă niște lecții de învățat, ca să-ți dai seama că ai greșit. Știi ce sunt dușmanii din jurul nostru? Sau spune o tradiție bisericească, zice, nu te teme, dușmanii nu sunt decât niște prieteni mai scrupuloși. Îți arată defectele tale. Ți le arată prietenii de obicei, te cam păzește, cam acoperă, te cam... Dar un neprieten... Ți le arată pe viu. Prietenii mai sunt și falși despre subiectul ăsta, o să vă comentăm imediat la Star Matinal. Și există și o a treia concepție despre iertarea păcatelor, părinte. Nu suntem iertați în mod condiționat. Iertarea păcatelor nu este o condamnare cu suspendare. În relațiile cu alți oameni, de multe ori iertăm în mod condiționat, doar dacă persoana respectivă îndeplinește anumite cerințe pe care le facem. Acele condiții satisfac daunele provocate de greșeala, de greșeală și refac relația dintre doi. Asta nu este o iertare creștinească, adică să ierți contra cost. Șantaj emoțional. Da, mai vin oamenii la spovedanie, drăguții de ei, și după ce se spovedesc, scot bani din buzunar să-mi dea bani. Și eu le spun, dragilor, nu. Păcatele nu costă. Aș vrea să plecați de ei și să înțelegeți că Dumnezeu vi l-a iertat gratuit, fără să plătiți voi vreun ban. Deci nu se face, la spovedanie nu te duci și plătești. E gravă treaba asta când te duci să te spovedești și dai bani. Pentru că atunci nu faci decât să faci un târg cu Dumnezeu. Îi dai niște bani ca să-ți ierte păcatele, ceea ce e absurd. E ca și cum te-ai duce acasă la soție, îi duce un buchet de flori și ea scoate din buzunar bani și ți le plătește. Vă dați seama ce gest teribil ar fi să-ți plătească soția florile pe care i le-ai dus? Așa și iertarea păcatelor este un dar. Este un dar de iubire din partea lui Dumnezeu pentru noi. E o mare umilință, e o mare jignire pentru Dumnezeu să te duci să-i dai bani pentru că ți-au fost iertate păcatele. Sau să te duci și să spui, Doamne, uite, îți aduc o icoană la biserică dacă mă ierți. Sau o să fac cu tare lucru dacă mă ierți. Sau... Nu poți să faci negoț cu Dumnezeu. Nu condiționezi. Dumnezeu iartă în mod gratuit. Gratuit, așa, ca să spun, asemenea mamei. Pe toată lumea. Mama iartă, dar mama spune... Îndreaptă-te. Îndreaptă-te. Adică că eu te iubesc, ești copilul meu, sigur, ești, dar îndreaptă-te. Da, corect. Nu poți să te las toată ziua să bagi cu el în priză să te electrocutezi pentru că te iartă mama. Mama te lasă, te lasă să te dai cu capul, dar după aceea ai văzut. Da. Ca să știi de acum încolo și corect. Ascultă și de mine când îți spun este o lucruri. Pedagogie întreagă în iertarea aceasta.